Ați avut o apreciere destul de critică la adresa Ministerului înainte să veniți încoace, l-ați făcut prăpuit. Acum deja sunteți de ceva vreme și ați pătruns în viața internă a acestuia și, pe de altă parte, a existat o misiune de audit, ne-ați prezentat în conferința de presă câteva concluzii preliminare ale acesteia. V-aș întreba dacă vă mențineți această părere sau cum s-a schimbat părerea noastră despre instituție și, în al doilea rând, cum vedeți îmbunătățirea tuturor acelor aspecte despre care ne-ați spus în conferința de presă, rezultate din auditul instituției? Sigur, am spus că e ca parfuit, era o metaforă, ea n-a fost respinsă categoric, nici chiar de către distinsul antecesor, care este Cristian Diaconescu. Nu vă ascund că după aceea, în discuția pe care am avut-o, și dânsul a recunoscut că lucrurile sunt chiar mai grave sub anumite aspecte, sigur, cum aici trebuie spus. Când m-am referit la prăfuit, m-am referit la un pachet, la un grup de aspecte. Ce anume? Și sigur că previn imediat, sigur că domnia s-a reacționat imediat, dar după aceea ne-am înțeles că sunt multe lucruri de modificat, în mod onest ne-am înțeles, deci dincolo de orice patimă, orice pasiune. Sigur, eu m-am referit atunci la prezentarea exterioară și anume la împrejurarea că Ministerul de Externe e conceput sau se concepe pe sine sau concepe ceea ce face ca un fel de scop în sine. Ori politica externă, am spus mereu, trebuie să aibă un impact mai larg în viața oamenilor și aici toți suntem de acord. Bun, ca să revin la problemele care s-au pus și se pun, prima, era vorba de poziționarea Ministerului în sistemul instituțional. Să o spun cu toată răspunderea și o fac cu toată răspunderea, în situația în care primul ministru asuma un rol șters în politica externă, și aceasta s-a întâmplat cu precedentele două guverne, prin implicație și Ministerul de Externe și-a redus poziționarea, și-a redus ponderea în politica externă. Și atunci a devenit inevitabil, cum să zic, mai marginal decât se poate admite în cazul unui astfel de minister. În al doilea rând, sigur, politica externă a fost concepută, cum mai spuneam, ca un scop în sine. Ori ea este o activitate profesională de un alt calibru și aici vreau să menționez și în acest minister și în ambasade sunt oameni cu o calificare ireproșabilă, sunt oameni de foarte bună calificare, niciun dubiu acesta și România poate fi în continuare mândră că are ambasadori, are consuli, consuli generali, are personal în minister de înaltă calificare, dar am spus imediat acești oameni de bună calificare, de foarte bună calificare, au fost talonați și de, să spun foarte direct, poate nu foarte elegant, neaveniți. Deci de oameni aduși pe criterii de afinitate politică. Și asta se vede și în ambasade, se poate lua lista, și în consulatele generale s-a putut vedea, aici am început chiar să operăm schimbările, și în consulate, deci oameni care au fost plasați acolo pentru merite care nu țineau de diplomație, nu țineau de profesia aceasta, țineau de afinitatea politică, de amiciția politică cu un decident sau altul. Deci o problemă care rezultă clar și la audit este aceasta, nevoia de a repune în funcțiune în cea mai mare măsură posibilă profesioniștii domeniului, diplomații care sunt pregătiți. Mai departe, sigur, putem vorbi de organigram. Organigrama, sigur, e tematic elaborat, dar am spus mereu, trebuie acoperite și regiunile. Să iau câteva exemple. Am găsit aici, pentru relația cu Statele Unite, un oficiu, să fim serioși. Relația cu Statele Unite trebuie să aibă o direcție, și anume direcția Statele Unite ale Americii și America de Nord. Putem formula astfel. Sau, dacă vreți, o direcție generală acoperă de la Bosfor până dincolo de periferia Tokioului, cred că până pe Pacific. O astfel direcție generală este uriașă. Nimeni, oricât de bun este, nu poate acoperi o astfel de sferă. Numai insist asupra faptului că, de pildă, China și zona Pacificului merită o direcție distinctă. Mai departe, Africa nu putem să o tratăm ca un apendice la alte direcții. Africa merită și să fim foarte clari aici, România a avut și are interese în Africa. România a avut în Africa resurse mari de materii prime, de ce nu?
resurse pentru alte, din alte sensuri. Ori, și aici trebuie o direcție, deci pot să dau și alte exemple, e clar că trebuiau reconfigurate direcțiile și această operațiune, dacă tot mă întrebați cum evoluează lucrurile, această operațiune e operațiunea săptămânii viitoare, pentru că acum suntem după ce guvernul a aprobat noua schemă cu 4 secretari de stat, după ce guvernul a aprobat noul secretariat general cu cei doi, secretarul general și adjunctul său, acum putem opera la nivelul direcțiilor încât să așezăm organigrama pe o bază încât să acoperim și tematic, pentru că și tematic are importanță ei, dar și geografic zonele de interes ale României.